După o adevărată telenovelă, s-a rezolvat problema creșei din Deva, clădirea în care aceasta funcționează, urmând a intra în reabilitare din luna iunie. Reamintim că inițial lucrările trebuiau să înceapă mai devreme, dar după ce proprietarul clădirii în care urma să funcționeze temporar creșa a reziliat contractul cu municipalitatea deveană, operațiunea de reabilitare a trebuit să fie amânată. Astfel, creșa va funcționa la școala din Viile Noi, acolo unde momentan învață câteva clase de la Șaguna, întrucât respectiva unitate de învățământ este la rândul ei în reparații. S-a găsit o soluție, începând cu luna iunie, când copiii de la generală 2, care, de la Șaguna, care vor termina cursurile și acum le desfășoară în Viile Noi, odată cu venirea vacanței, vom crea 4 grupe ca să acoperim tot necesarul de grupe pentru copii de la creșă în Viile Noi, ca să poată începe efectiv lucrările în Goșdu. În paralel cu reabilitarea creșei din cartierul Goșdu, vor începe lucrările de construcție la o nouă unitate de învățământ antepreșcolar în municipiu, în zona Zăvoi, aceasta făcând parte din conceptul Deva Nouă al actualei administrații publice locale din reședința de județ.